La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Astăzi, cel cu numărul 198. Din păcate, tot în pandemie. Cu foarte, foarte multe probleme în toată lumea. Trebuie să ne protejăm, trebuie să ne ferim, trebuie să purtăm măscuțe, trebuie să stăm distanțați. Dar când e vorba de poezie, nu e cazul. Noi suntem aici, în cercul iubitorilor de literatură și eu vă lecturez poezie, vă invit să cunoașteți autori noi, la fiecare moment mereu alți autori, mă strădui să nu-i repet, eu nu mă mai prezint pe mine, deja știți, am și eu un volum de versuri, dar nu asta contează, vreau să fim împreună prin intermediul poeziei, să luptăm cu acest virus SARS-CoV-2, așa, cu ce are mai bun literatura, cu versul. Și de fiecare dată avem și ajutorul muzicii. De această dată am ales o muzică extraordinar de plăcută din perioada clasică barocă și l-am ales pe Johann Plachebel, să ne fie aproape. Și să trecem la poezie. Primul autor pe care vreau să-l avem aproape, să ne fie prieten în acest moment, este Mihai Traistă, un autor de origine ucrainiană, care este și prozator, care este și dramaturg și am să vi-l prezint dintr-o revistă Armonii Culturale, o revistă vrânceană, dintr-un număr al acestui an. Și poemul este un pic de dragoste, un pic de dor, adică mai mult dor, că așa este și în pandemie, ne e tare dor să fim împreună și mai ales în primele momente n-am reușit. Așa că poemul pe care vi-l prezint din creația lui Mihai Traistă se intitulează Let It Be, dar e în limba română. Și e și el aproape clasic. Ce tristă mi-e fără tine, probabil nici când nu vei ști, aș vrea să mai vii pe la mine, aș vrea să-ți mai spun, let it be, iubito, la mine n-o daie, în patul de tine știut, mai pâlpâie focul de paie, încălzind amintiri de demult, fericirea trăită în clișee și ce vești despre tine aud, că ai să mă cauți, femeie. De tine eu n-am să mă ascund. Când clopotul le bate a moarte, eu ochii în lacrimi îmi scald. Te aștept să te întorci de departe, la mine n-o daie cald. Aș vrea să mai vii pe la mine. Aș vrea să-ți mai spun, let it be. Ce trist îmi e fără tine, probabil nici când nu vei ști. Mihai Traistă, stimați prieteni, și poemul ăsta poate fi și cântat. Dacă îmi iau chitara, s-ar putea să încerc și eu. Da, nu e cazul. Nu e cazul, cred că pot încerca alții, dar știți foarte bine că știu să și cânt. Dar nu despre asta e vorba acum. Un alt autor pe care vreau să-l avem aproape este și el dintr-o zonă clasică, cel puțin din revista Bucureștiul Literar și Artistic numărul 8 pe acest an. Are o întreagă pagină autorul nostru, Nicolae Georgescu este și universitar, este și critic literar, este și eminescolog și are aici o întreagă pagină sub genericul sonetelor. Și eu am să vă prezint tot așa un poem care, v-am zis, este în registru clasic, așa cum ascultăm și muzica. Teiul din spatele casei, Nicolae Georgescu. Bătrânul tei ce-a înfrunzit în vatră, pe coș aruncă gerbe de scântei. Atâta foc ne dă din retevei, pe cât în lume floarea adevărată.
a lui e fumul, iar măsura ei pădurea e ce freamătă în poartă. Balanța stă de veghe pe covată, să-și caște pâinea ochiul până în noi. Ce gânduri negre pirostrii și încearcă, hei, inimă, ce-a un prins în curmei și în ce otrăvuri îți mai cauți nadă, ca ochilor privirea să le-o iei. Când spuza vetrei fumul meu noadă, în cenușa sterelor ce stau să cadă. Nicolae Georgescu, stimați prieteni, și poemul ăsta ar trebui prezentat și la clasă pentru copii. Sunt aici o mulțime de cuvinte din zona arhaică. Cine mai stă să vadă cum se coace pâinea în vatră? Cine se mai duce la bunici? Da, câți mai au bunici la țară? Da, frumos, frumos. Și Teiul și domnia sa este eminescolog. Foarte, foarte, foarte frumos. Sper că veți căuta autorii pe care eu îi prezint să-i citiți și din volume. Dar următorul autor vi-l prezint tot dintr-o revistă, dintr-o revistă Poem Cafe, revistă pe care o realizează poeta prietena noastră Luminița Dascălu, cu sprijinul financiar oferit de Vera Maxim. Vera, să mai faci gesturi de astea. Oricum, la cofetăria Verei Maxim, Poem Cafe se cheamă și cofetăria, noi avem tot timpul la îndemână cărți de poezie și când mâncăm ceva bun și dulce, lecturăm și poezie. Dintr-o revistă Poem Cafe, una ceva mai veche, din 2015, vă prezint un poem de Luminița Cojoacă. Și el este, uite așa, Hotarul către Dumnezeu, Luminița Cojoacă. Pornind de la ideea de suflet, marinarii au transformat cuvintele în mări, apoi le-au aruncat în adâncuri, să ferească lumea de corăbile negre. Cu mânecile suflecate, mai încoace către infinit pe puntea uscată a vaporului de lacrimi, au întins morții la soare să li se usuce rănile făcute de pescari ce și-au uitat undițele pe culmea victoriei. Luminița Cojoacă, stimați prieteni! Frumoase poeme! De fiecare dată mă minunez cât de mulți autori sunt și ne cunoaștem, cât de multă poezie bună e și nu ne apropiem de ea. Sper că ne-am simțit aproape și în acest moment. Eu vă îmbrățișez din toată inima, vă doresc bucurie, sănătate, să rămâneți aproape de poezie și pentru că e seară, vă doresc, când ajungeți la culcare, vise frumoase și bune și dacă-s bune să se împlinească și nu uitați să deschideți cărțile de poezie și în alte momente, să căutați și reviste, să căutați autori. Dacă aveți copii, dacă vă întâlniți cu copii, învățați și pe ei să iubească poezia, pentru că e medicamentul nostru, în pandemie sau nu, e bucuria noastră, mai ales că limba are această bucurie să fie într-o poezie undeva sus, 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 acolo unde noi rar ajungem, din păcate. Vă salut și vă aștept și mâine la un nou moment, care va fi cel cu numărul 199, azi numărul 198. Vă salut, vă îmbrățișez, toate cele bune!